dragi se codrencele, ra-ta-ra-da-ra-ra-ra, când se joacă sârbele, ra-ta-ra-da-ra-ra-ra. Ce sunt reprezentate pe acest glob, Dima? Pe glob sunt reprezentate continente, țări, orașe, oceane, mări. Așa, orașe, țări, așa este. Ia fiți atenți, deci vă uitați atenți. Dar ce ar reprezenta moldoveara noastră, care îi spunem noi că e o gură de rai pe un picior de plai? Ce ar reprezenta ea pe glob? Mărioara? Moldova noastră se aseamănă cu un strugure de poamă. Se aseamănă cu un struguraș de poamă, dar e un punctișor mic, mic pe acest glob, așa este? Da. Așa, maică, nici nu-l vedem, deci să-l căutăm noi bine. Așa e? Sunteți de acord cu mine? Dar cum credeți? Orășelul nostru, orașul Codru, ce ar reprezenta pe glob? L-am vedea noi? Nu. Doar o stradă mai desparte azi orașul Codru de Chișinău. Localitatea mai este cunoscută și cu vechea denumire Schinoasa, care la rândul ei a fost împărțită în Schinoasa Deal și Schinoasa Val. Se spune că și-o fi preluat numele de la un boier căruia îi zicea Spinea. Pentru prima dată această veche vatră strămoșească a fost atestată într-o gramotă de Danie la 4 august 1641, pe vremea domniei lui Vasile Lupu. În acel act al vremii se mai spunea că satul Chișinău, inclusiv Schinoasa, treceau în posesia mănăstirii Sfânta Vineri din Iași. Se mai știe că seliștea Schinoasa, la 1817, avea doar 29 de gospodării. Se mai zice că pe vremuri aceste împrejurimi au fost stăpânite de un boier, care avea 2 copii cu psihicul zdruncinat, Costel și Eugenia. Pentru a-i vindeca, boierul a deschis un cabinet de lecuire ca să-i salveze cumva, aducând un medic din Franța. Se presupune că denumirea Costiujeni e produsul derivării numelor celor 2 copii, Costel și Eugenia. Făcut vestită Schinoasa în această parte de lume, abia după 1895, când și-a început activitatea Spitalul Clinic de Psihiatrie Costeujeni, înălțat după proiectul ilustrului arhitect Alexandru Bernardazzi. Aceste 2 turnuri, care asigură și azi trăitorii de aici cu apă potabilă, au fost și rămân simbolul localității. Curios lucru se menționa în raportul de activitate a spitalului pe anul 1904. Castelele de beton armat construite în clinica din Costeujeni erau inegalabile cu cele similare din Rusia, în ce privește agilitatea și cutezanța construcției și prin rafinamentul de execuții. Probabil că mulți dintre dumneavoastră au auzit multe cuvinte bune dinspre Spitalul de Psihiatrie din Costeujeni. Dar tot așa e de adevăr că mulți dintre dumneavoastră nu cunosc adevăratul rol pe care l-a jucat spitalul nostru în dezvoltarea științei în Republica noastră. În fața dumneavoastră se află sediul unde într-o 1912 a fost instalat primul rentgen din Republica noastră,
din fosta Basarabie. În fața dumneavoastră se află clădirea unde într-o 1914 a început să funcționeze prima secție de fizioterapie din Basarabia. Tot aici s-au înfăptuit prima dată intervențiile chirurgicale supra sistemului nervos central din Republica Moldova. O instituție unică în felul ei, Spitalul Clinic de Psihiatrie din Costiujin, este cel mai mare complex de sănătate din Republică. E situat pe o suprafață de 64 de hectare, cu 58 de clădiri mai mari și mai mici, mai vechi și mai noi, care dispune de un personal medical alcătuit din savanți medici, lucrători experimentați în acest domeniu. Bucură că, prin osârdia, bunăvoința și dragostea creștinilor din partea locului, a reînviat din ruine și acest templu al rugăciunii. Aici își alină durerea sufletelor cei suferinți din spital, cât și toți cei care încearcă să treacă pragul acestui sfânt locaș. Lacul de picături se face. Așa și la noi, cu încetul. Timp de 10 ani s-a făcut ceea ce vedeți acum dumneavoastră, pictura care a fost începută încă în anul 1998 și finanțată în 2002. Și pictorul principal a fost domnul Vasile Sandu. Ne-au mai rămas anume multe încă de făcut, dar acestea sunt de acum ultima treaptă. Ne-a rămas anume iconostasul care vedeți dumneavoastră, iată, care va fi din perete în perete, are 12 metri și are 36 de icoane, care vor înfrumusăța acest locaș sfânt. Niciodată creștinul, dacă donează ceva, nu spune că eu am făcut pentru mine, noi am făcut pentru noi. Pentru că în cuvântul noi intrăm toți, și noi și dumneavoastră și toată lumea creștină. Sădește un pom să crească undeva, sădește-l azi și nu lăsa pe mâine, căci zilele sunt mici și prea puține să lași ceva frumos în urma ta. O minune adevărată sunt și atâtea soiuri de fructe obținute la noi. Dar nu fiecare știe că pe dealurile și colinele Schinoasei, începând cu anul 1910, s-au prins a efectua primele cercetări în ramură. E și firesc ca Institutul de Cercetări pentru Pomicultură să-și aibă sediul aici, în orașul Codru, și să-și continue fructuos cercetările științifice. Cununa realizărilor savanților de aici e obținerea soirilor noi calitative, înalt productive, rezistente la boli și vătămători, elaborarea tehnologiilor de producție a materialului seditor și a fructelor. Material ordinar, aș spune că poate să producă orice producător care este abilitat cu dreptul de a produce acest material seditor, însă material de virozat se poate de căpătat numai în cadrul unei instituții de cercetări științifice, așa cum este Institutul de Pomicultură. Azi e cu neputință să enumeri și descoperirile științifice ale savanților Institutului Național al Viei și Vinului. De la primele cercetări în domeniu, începând cu anul 1910, e cale lungă. Soiuri noi de struguri, soiuri înalt productive și rezistente la boli și vătămători, au fost create la Codru. Tehnologii avansate de producerea vinurilor tot aici au fost elaborate.
Schinoasa de altă dată, la 1977, obține statut de orășel. Ca mai apoi, în anul 1995, să-i se acorde statut de oraș cu actuala denumire Codru. De la 29 de gospodării în anul 1817, azi a ajuns să aibă o populație de peste 20.000 de oameni. Primul și actualul primar al urbei a fost și este domnul Alexandru Gârbu. Ții minte cum totul s-a început? Acum 27 de ani? Dacă pe medic îl învață, pe învățător îl învață, pe agronom îl învață instituțiile, instituția de primar nu a fost pe timpurile mele când am început lucru și pot să vă spun că am început de la zero. Singur nu știam ce trebuie să fac. Am venit în birou, m-am așezat și mă uit. De la ce să încep? Zic, cred că să încep să studiez întâi legile, să vedem ce trebuie să facem, ce împuternicini avem, ce obligațiuni avem și ce trebuie să facem. Lucrul de echipă, cot la cot, buna coordonare contribuie la rezolvarea multiplelor probleme, cum ar fi cele de construcția căilor de acces în sectoarele noi, gazificarea, construcția peductului, a rețelei de canalizare și, nu în ultima instanță, soluționarea problemei ce ține de salubritatea orașului. De, unde e unul, nu-i putere. Aceasta o știu bine la Codru. Alexandru Vasilici, da, păi casa asta e stroită de 100 de ani, no, de-a mâine mă tincă și pământul ce l-ai plătit și plătit. Nu, no, pământul tu mă t-ai plătit, dar n-ai cum ai document, chiar că așa scris. Da, da. Da, scris 775, cât e construcții și cât pământ ai, dar ți-a fost dat mașansa imagine, vedeți? Da. Și am uia, dacă așa de trebuie să este lege și să faci proprietate să fie amatare. Că am fost proprietate pe pământul statului, dar statul bun, permite, legea permite. Bun, asta înțeleg. Dar până și când eu privatizez, băieți, au voie ca să să construiască acolo. Dacă vrei să arăt matale aici. Nu e ușor și slujbă să faci și cu oamenii bine să trăiești. Ca să luminezi trebuie să arzi. Lumânarea ce arde nu doar sieși luminează. Nu-i om să n-aibă probleme. Nu că noi de-ați așa am venit, pentru că am înțeles că probleme cu locuri. Deci noi de-ați avem probleme cu locuri, că plița unică de tot sectorul acesta. Și acum s-a pornit cunoașterea ca mulți copii. Da, mai, da. Copilașii, 245 la număr, ce frecventează această instituție, se bucură de dragostea celor 52 de lucrători ai grădiniței. Trecând pragul acestei instituții, de bună seamă te pomenește în lumea de vraj, în lumea curiozităților și a sincerității copilărești. Ajuns aici, ai impresia că ai investit totul ce-i mai frumos, mai valoros și mai util în copii, nu e doar o vorbă goală. În afară de condiții sociale, copilul are nevoie și de dragoste, de căldura maturilor și primește copilul toate acestea la grădiniță. Yeah.
noroc să ai parte de a face școală în cea mai veche instituție din teritoriu, gimnaziul numărul 42, înălțat în perioada interbelică a secolului trecut, încă la 1928. Aici, pe lângă obiectele de ză, la loc de cinste, e și creația mânelor de vaci. Neamul nostru e neam făuritor. Am copilărit aici, ne-am ocupat cu agricultura, cu prima seră care a fost construită în Schinoasă, a fost construită de noi în anii 70. Erau cireșe mult pe loc. Pe aici erau livezi, am trăit între livezi, în livezele Institutului de Vii și livezi aici, din toate părțile ne-am înjurat livezele. La autobuz, când scoceau cireșele, căpșunile, ne duceam la autobuz aici în deal la casele este schema oprirea Novei Dama pe atunci. Când scoceau persicii, mindalii, mierile, niciun la Costujeni, la oprire. Și așa cam drumurile le schimbam. Nu mergem pe unul și același drum. Aici au fost familii de dinastii. Ciubăreștii, Zăvălocești, Ciobăneștii, Bătculeștii, Midăreștii, Gojin, erau 10-15 familii, dar în fiecare familie intrau câte 14-15, 20 de gospodării. Nu, erau, se cunoșteau. Acum, desigur că orașul Codru s-a mărit, s-au făcut case noi, au venit mulți de prin toate părțile Moldovei. Și cred că nu numai în Moldovei. Orașul Codru pentru mulți a devenit o a doua baștină, precum este această urbe pentru domnul Boris Bobur, dar nu și pentru copiii lui, născuți și crescuți aici. Revin a câta oară acasă, de pe cele mai îndepărtate meridiane ale globului. Deci, după ce am vizitat peste 54 de țări ale lumii, dar de fiecare dată mă atrage, deci aici, în localitatea Codru, unde am realizat cele mai mari performanțe în viața mea, în aspect pedagogic, în aspect educativ. Zic acest lucru deoarece mi s-a reușit aici să realizez o teză de doctorat și de fiecare dată albia naturii, sau mai bine zis, acest lăcaș ascuns al naturii m-a făcut să pot aduna noi și noi forțe pentru realizarea altor performanțe. Acest loc pentru mine este deosebit deoarece mi-am educat 3 copii aici, copii care au reușit să realizeze niște performanțe în aspect educativ, au obținut teze de licență, fac studii acum la universitate, dar cea mai mică, deci este eminent în cadrul liceului Prometeu. Pentru mine, localitatea Codru este deosebită și prin faptul că aici am întâlnit o sumedenie de oameni cum se cade, deci o sumedenie de oameni sufletiști, medici, pedagogi, chiar și oameni simpli care și-au păstrat acea verticalitate, cea mai necesară calitate a neamului nostru, care, cu regret, astăzi la mulți le lipsește. Bucură că, deși puțin dintre aceia așezați cu traiul aici, unii au pornit o afacere la Codru. O afacere pentru a crea noi locuri de muncă,
pentru a produce și a fi stăpân acasă, în țara sa. De cine-i stăpân pe viață, e tare pe piață. Cum se întâmplă în viața asta? M-am născut în Codreni, Nisporeni. Locuiesc în Codro, municipiul Chișinău. Aici muncesc. Aici am construit în 91 o întreprindere sub denumirea de Invincom, sub patronatul domnului Gonciarov Oleg, care cu timpul ne-am făcut și prieteni și acum muncim împreună. Am ales o echipă de oinologi puternici, profesioniști, cu care până în ziua de azi muncim. Întreprinderea dată a creat locuri de muncă la 231 de oameni. Avem produse vinicole din înaltă calitate. Suntem o întreprindere printre care, prin 10 întreprinderi exportatoare din Republică. Facem vinuri de calitate superioară, care să nu-ți fie rușine uitându-te la ele și chiar gustându-le, să spui că satele. Bine a spus cine a spus. Omul sfințește locul. Așa ar trebui să fie. Dar totuși se întâmplă ceva la noi. Ceva cu noi. Mulți o înțeles că plecând peste hotare, au sub sudoarea nu chiar dulce. Și se întorc înapoi aici la noi, Republică, muncesc alături de noi, corp la corp. Colegii care au dus banii peste hotare astăzi îi întorc înapoi. Și totuși, deoarece suntem basarabeni, suntem pământeni, suntem născuți pentru meleagul ăsta, nu putem trăi peste hotare. Și nici nu ne poate nimeni impune să ne ducem, nicătând că avem probleme. În tumultul anilor, Iule, n-ai uitat de zile sfinte în viață? Noi, în familia noastră, suntem numeroși. Mama mea a născut 14 copii. Cu regret nu mai sunt părinții. Și vreau să le mulțumesc, în primul rând, mamei, tatei, că ne-au crescut pe cele timpuri grele, până la război, după război. Pe toți ne-au pus la cale, pe toți ne-au educat, în primul rând. Că dacă ai cei 7 ani de casă, atunci faci și carte, poți înțelege oamenii, viața și așa mai departe. Așa a fost să fie ca printre cei veniți cu traiul în orașul Codru, în care 80% locuiesc în case pe pământ, să-și înalțe un cuib al său cunoscuta interpretă de muzică populară, Nina Iermurache. Păi, la noi, la moldoveni, este așa un obicei. Dacă ai venit dintr-un sat în altul, de acum ești venetic. Chiar și părinții mei, când s-au mutat la Florițoaie Veche, unde m-am născut, Raiul Ungheni, și a venit în satul de Baștina mamei, nu știu de ce, ne socoteau venetici. Este așa o... în suflet, nu știu ce se petrece la moldovenii noștri, că dacă veni cineva, numai hala mea de acum e venetic. Eu nu sunt venetic, eu sunt născută pe acest pământ, iubesc poate acest pământ mai mult ca acela care îmi spune că eu sunt venetică. Și doresc cu toată ardoarea ca să fie toți gospodari în jur și eu nu le fac niciun rău dacă am venit aici la Codru. Și vreau să spun că de la Codru am venit la Codru. Sunt născută la Codru, sunt fată de la Codru și am venit la Codru.
La Costâlgeni, un sector al orașului Codru, o viață de om a trăit și a muncit familia Cerchez, dar peste ani și ani dorul de locul unde te-ai născut năboiește. Ea că eu nu sunt născută aici în Chișinău, eu sunt născută, era înainte raionul Cotiujeni, când am venit eu, în satul Vadorașcov sunt născută. Și știți, eram de 19 ani când am venit în Chișinău. Amuia, așa-și vrea, dăm-și casa fie noi care noi am trăit și care am fost copii, așa-și vrea. Să mă duc și să văd măcar ulițile cele să văd. Fi unde am trecut eu și fi unde am călcat eu pe la 19. E foarte... Când îmbătrânești, mai mult te arde la suflet. Durere și speranță, bucurie și întristare, trecut și viitor, toate împreună alcătuiesc viața acestei vetre strămoșești cu nume frumos, Codru. Cum mai fuge timpul? Iule, peste ani, ce te mai doare? Ce mă doare? Mă doare că scade natalitatea, crește mortalitatea. Cu 10 ani în urmă avem în teritoriu 3 grădinițe de copii, astăzi a rămas numai una. Și mă doare de restul populației. Cu părere de rău, mulți au rămas săraci. Cei care ne-au născut, care ne-au crescut, care ne-au învățat, astăzi au rămas cu mâna întinsă. E durere mare, dragii mei. Așa a fost să fii, să vin unde am ajuns, cu un dram de bucurie și o lacrimă pe ascuns. Thank you.